Bine ați venit la Executive cu Florin Constantin, podcastul în care încercăm să analizăm dacă agricultura românească mai are o șansă datorită liderilor care o conduc. Îl am astăzi alături de mine pe Vlad Macovei, fondator Agrointeligența, președintele Asociației Forța Fermierilor și realizator emisiunii Agrostrategia pe TVR1. Știi că era aia cu legea lui Murphy cu nivelul maxim de incompetență, știi? Ce mai poți să mai adaugi pe carte de vizită? Pe Recto sau cred pe că mă, Cred că mă, mă opresc aici pentru că lucrurile acestea de care mă ocup acum îmi mănâncă foarte mult timp. Adică timpul în momentul ăsta e resursa pe care am cel mai puțin la dispoziție și cred că pentru o perioadă rezonabilă de timp mă voi opri aici. Am văzut, Vlad, că la firmele de succes din agribusiness, când treaba merge bine, președintele se retrage în viața asociativă. Nu ești singurul, dar poate ești cel mai vizibil. Asta cu asociația a apărut pentru că noi la Agrointeligența, istoric, dacă vrei, deși e o organizație tânără, în afară de partea de jurnalist de informare, unde Dădeam știri despre subvenții, despre informații utile pentru fermieri, aveam și partea asta de, să zicem, de reprezentare și de sprijin al fermierului. Suna cineva, avea o problemă. parte din fișa postului. Exact îi ajutam, multe lucruri s-au rezolvat în urma unor articole apărute în agrointeligența. Nu spun că e bine, că până la urmă o, o, autoritățile statului n-ar trebui să funcționeze așa, dar pragmatic, mai mulți fermieri apropiați cu care discutam și mai mari și mai mici au zis, Băi, nu știu, noi vrem să fim, ajută-ne să ne și reprezinți câteodată. Mă rog, nu, nu era neapărat o discuție că, sub formă de asociație sau. Și în 2020, având brandul de Forța Fermierilor, care era oarecum asimilat cu emisiunile și cu lucrurile pe care le transmiteam eu în spațiu public, ca sprijin pentru fermieri, a apărut această asociație Forța Fermierilor, unde eu sunt fondator și încerc, repet, este o asociație pentru cei care doresc ca alături de mine să construiască un vector de luptă pentru drepturile fermierilor și pentru interesele lor legitime. Am auzit în piață foarte multe lucruri despre finanțarea forței fermierilor, o oculta mondială, spune cine e în spatele ei, Pot. spune cum da. cum se mișcă banul. Banul se mișcă în felul următor, așa cum știe toată lumea, și asta a deranjat în sensul că evident nu a convenit multora dintre cei care iau cotizații de la fermieri și unii dintre ei, din păcate, nu îi reprezintă foarte bine, dar asta nu e treaba mea, e valoarea lor, dacă ei sunt mulțumiți, ok? De membri, zic. Noi am pornit de la principiu că ar fi fost o chestie completă iurea eu, care nici nu sunt fermier, poate și mai important sunt cel care am beneficiat prin agrointeligența de acest public țintă de fermieri, care ne-au pus în poziția de lideri ai presiei agricole din România, de agrointeligența lider al presiei agricole, din uh, perspectiva audienței măsurate, să le iau bani chiar și pentru un. Sigur, orice activitate trebuie remunerată, dar am considerat că o parte din profitul pe care îl avem cu agrointeligența să fie întors către uh, acest, acest vector de reprezentare a intereselor fermierilor și, în momentul ăsta, Cam 75% din cheltuielile asociației și pe cheltuieli curente, și pe. Uh, pentru că avem, de exemplu, o, uh, un serviciu de consultanță juridică primară gratuită. Adică niște avocați pe care îi plătim da. lunar să-i ajute pe membrii cu sfaturi și avem fermieri care au, au dat în judecată, primării au câștigat pășuni care le meritau tot felul de acțiuni judecătorești uh, sau memorii și așa mai departe. Dar, în același timp, și zona de organizare de evenimente, unde asociația a fost implicată în parteneriat cu Agrointeligența. Toate aceste cheltuieli sunt suportate de grupul Agrointeligența. Cam 75% din bugetul de cheltuieli curente al asociației este acoperit din banii pe care Agrointeligența îi pune la dispoziție asociației. 25% vine din sponsorizări ale unor membri. Pe care aceste sponsorizări sunt făcute benevol, fără nicio condiționare, la finalul anului cine dorește nu e o sumă fixă, adică nu e o cotizație Și sunt cât, câțiva din cei o 1000 de membri înscriși direct și peste 20.000 făcând parte din organizațiile afiliate la Asociația Agrointeligență Sunt cât, câțiva zeci de fermieri care fac asta În rest, evident, îi reprezint cu mare drag și un lucru pe care îl iau, iarăși de asta, poate a surprins pe multă lume un lucru pe care îl iau foarte, foarte în serios, la fel cum, evident, iau și agrointeligența și emisiunea de la TVR, dar nu era un lucru, adică, pentru mine, AFF-ul nu e un hobby. Ați făcut un târg în toamna anului 2022. Eu mi-am dat seama că a fost de succes pentru că a fost scandal. Cei care sau împotrivit succesului, și știm că nu poți împotrivi succesului, au făcut reclamații și petiții. De ce târgul AFF până la urmă? Asociația noastră are un departament, de fapt două departamente speciale pentru fermierii mici și mijlocii, în zona vegetal și în zona zootehnie. Și am zis mai degrabă, gândindu-mă pe ce, ce va fi în următorii 2-3-4 ani de acum înainte, am zis, hai să pornim asta. Mi-am asumat că primul an sigur va fi mai prost decât va fi anul sau. Nu atât de bine pe cât va fi la anul și la anul nu va fi pe atât de bine pe cât va fi peste 2 ani și așa mai departe Planul meu este ca în 3-4 ani să avem unul din târgurile importante de agricultură ale în României în, în, Și e, acum e încă o zonă de investiții Pe de altă parte, cunoaștem cu toții piața, nu este primul târg de agricultură organizat de o asociație de fermieri Adică intrăm într-o piață N-aș spune că e aglomerată, dar nici că suntem singuri. Era o întrebare în aia, după IMEA, după Revoluție, ce ai făcut înainte de Revoluție? Ce ai făcut înainte să ajungi în agricultură? Spune-ne așa un povestea, pic, că nu știe toată lumea. Nu, chiar nu știe și e interesant pentru că și aici e oarecum un folclor, un tezaur folcloric. Eu sunt jurnalist, sunt reporter din, de la început anului 1996. Wow! Deci fac, fac acuși cât? 20... 27 da, 20 de ani. De 27. Da. Lucrez de la 19 ani. De, la, de, fapt, chiar în momentul în care am împlinit 19 ani, cred că eram deja uh, reporter. Am lucrat pe rând, vin, întâi am lucrat în presa locală, eu sunt din Iași și am lucrat la un ziar celebru pe vremea aceea, Rețeaua de ziare Monitorul, care era un, cel puțin în, în zona Moldovei, era o, un, o, poveste de succes. După care am venit în București, am lucrat după, după aceea ziarul financiar, evenimentul zilei, reporter și aici vine prima conexiune cu agricultura. Pentru că în perioada aceea am background-ul meu de jurnalist de ec zona economică și în perioada în care am fost reporter la evenimentul zilei între 2000 și 2004, s perioada aceea s-a suprapus cu negocierile de aderare a României la Uniunea Europeană și dintr-o întâmplare, cum se împărțeau pe vremuri domeniile, tu ei Ministerul Transporturilor și al Mediului, tu ei mie mi-a picat așa oarecum agricultura. Și din momentul acela am început să iau legătură cu domeniul respectiv, am scris despre dosarul de aderare a României, despre negocierile la Uniunea Europeană, o perioadă foarte interesantă, foarte frumoasă, mi-a plăcut. Erau niște conferințe foarte bine organizate, Petre Da era secretar de stat pe vremea aia, după care am fost editor la șef departament economic la Ziarul Cotidianu, care începuse un proces de relansare în 2004. Acolo am înțeles că trebuie să faci reformă, ai și dat afară, ai și recrutat în, talente. În, acolo mai puțin la evenimentul zilei, după care în 2008, deci în 2004 am plecat reporter la evenimentul zilei, în 2008 m-am întors redactor șef okay. la evenimentul zilei. Și în 2009, da, am avut unul dintre cele mai... și primul proces dur de restructurare din presa română. Și acum când mă gândesc așa, mă, îmi dă, am avut atunci câteva luni, am avut ceva probleme cu somnul din cauza, evident, a fost. Au fost, cred că, din 170 de persoane au fost disponibilizate în jur de 70-80. Deci, o... wow! Și într-o zi am petrecut câte 4-5 minute cu fiecare în parte anunțându-l sau anunțând o veste respectivă. Am bătrânit 5 ani în ziua aia, dai seama. A fost... <coughs> Ziarul a fost salvat, adică... Reducerea aceea de cheltuieli a ținut zona de print, dar am făcut dincolo de partea asta, să zicem, de tăiere, adică până la urmă am luat niște decizii dure și necesare sau dar necesare. Am, am făcut prima unificare a departamentelor de print și online. Până, până atunci, cele două secții de jurnaliști sau, mă rog, redacții erau separate, adică zona de print era cu reporterii zona de online. Și am făcut această unificare, dar după aceea am, să zicem că lucrurile. a, a, a început adevărata criza presei scrise din România, și au fost ziare care s-au înscris. Evenimentul zilei pe, în mandatul meu, care a fost până la finalul 2012, atunci mi-am încheiat mandatul de redactor șef la evenimentul zilei. A rămas atât în formula tipărită cât și în online și din 2012 am început, am luat decizia de a merge în zona de antreprenoriat și am ales domeniul agriculturii ca o zonă în care să mă axez exclusiv după încheierea mandatului de redactor șef a Zine despre viața de antreprenor acum, Câte, câți oameni ai în echipă, ce headcount ai, dacă o vrei să o mai mărești și nu în ultimul rând două întrebări. Ce faci ca să-ți fidelizeze angajații, și ce faci ca să-ți loializezi clienții? La număr. Suntem în momentul acesta cu totul, cred că 10 colegi. Mulți înainte? Mulțumim. Majoritatea sunt angajați. Mai am și colegi cu care lucrez în formulă de au firmă și cu firma lor o zonă de prestări-servicii, să zic așa. Dar cred că șapte sau opt sunt colegi angajați cu carte de muncă. Încerc să, cum încerc să mi fidelizez este în primul și în primul rând încerc să fiu foarte corect față de ei. Și în termen de legalitate și al dreptului muncii, poate să sune așa un pic scorțos. Acum încerc să fiu corect până la a lăsa chiar de la mine uneori lucrurile. În rest, nu N am pretenția și nu vreau acum să fac lucruri, să sune bine, că fac ceva în mod deosebit. Încerc doar să fiu un, un, un coleg corect și să fac lucrurile. Sunt colegi care au venit, care au rămas, care au plecat, vor mai veni, probabil. E o zonă, avem câțiva colegi cu care lucrăm chiar de la început, alții s-au mai rotit. E din punctul ăsta de vedere e o piață flexibilă și e foarte bine. Cum încerc să-mi fidelizez partenerii? În primul rând oferindu-le rezultate. Nu am pretenția că sunt eu un mare negociator sau că încerc eu să fac, să împușc covrigul din, sau gaura din covrig, dar încerc să arăt de fiecare dată că colaborarea cu agrointeligența aduce rezultate. Eu știu că merge când îmi spune maică-mea, știu că am văzut asta pe agrointeligență. De ce da, e practic da. indicatorul de, de performanță și sunt din, acum evident că sunt niște raportări cantitative și calitative, dar oficiale, niște măsurători, Lucru care mă deranjează cel mai mult în zona asta de media agricolă, care eu venim cu bagajul de jurnalist, să zicem, din presa centrală, cum se ceară și un clișeu este. Uș, u, cum să spun eu, ușurința cu care este privită raportarea rezultatelor de audiență sau neraportarea lor sau neraportarea lor de fapt. Exact. Audiență măsurată prin sondaj de opinie, lucruri necomunicate. Chestiile astea n-am putut să le înțeleg, nu le înțeleg și cât pot eu cu mica mea putere de convingere evident încerc să le schimb. Cum vezi practic la ora asta principalele mize de management din sectorul agricol și poate de ce nu nișa voastră de activitate? E o întrebare foarte grea și să spun sincer, situațiile sunt atât de diverse. Lucru în care cred este că sectorul agroalimentar, că vorbim de zona de producție, că vorbim de zona de distribuție, că vorbim de zona de agribusiness, de produse și servicii destinate fermierilor, soluții. Este evident că Pot coexista mai multe modele de business. Și aici nu vorbim doar de fermă mare, fermă mică sau firmă mare, firmă mică. În rest, sunt lucruri care funcționează și care produc rezultate și care, evident, trebuie să aibă în spate. Adică, orice poveste de succes din agribusiness are în spate o explicație. Există ceva ce a funcționat acolo, uneori mergând pe un drum bătătorit, alteori mergând pe un teren virgin, dar de fiecare dată există o explicație. Adică mie, eu n-am întâlnit în, în, domeniul ăsta cineva care să zică, sau evaluarea mea, concluzia mea să fie că omul ăsta a reușit, sau persoana, sau grup, organizația respectivă a reușit, bazându-se doar pe noroc sau pe, nu știu, alte alinieri de astre, altele decât business. Mai devreme sau mai târziu, cei care au bubuit nu se mai regăsesc în zona asta. Deci practic ce spui aici? Planificare, organizare, o gândire Sigur. strategică. Sigur. Adică e, zic aia, nu știu, dacă ai prins un tigru de coadă, nu-i da drumul. Povestea asta are două elemente. Una e că într-adevăr, dacă l-ai prins, nu-i dai drumul. Aici e o, o, un lucru de urmat. Al doilea e că trebuie să prinzi un tigru de coadă. Adică dacă ai acea șansă Exact. Adică, dacă nu prinzi un tigru de coadă, sigur se întoarce să te mănâncești. Asta e a doua parte, care lumea discută doar de, de. E prima. E foarte greu să reușești să prinzi un tigru de coadă. Adică... Care sunt provocările financiare pe lanțul de valoare agroalimentar la ora asta, în opinia ta? Este evident că, în momentul acesta, gestiunea cheltuielilor. Este, din punctul meu de vedere, cea mai mare provocare. Cine va reuși să înțeleagă și să-și optimizeze în sensul că să găsească echilibru acela bun la nivel de costuri, sigur va, va supraviețui. Cine își va construi structura de venituri și cheltuieli în funcție de venituri, mai degrabă cred că va avea, cum să spun, va trebui să stea cu distonocalul la cap. La capul patului și să ia în fiecare dimineață, că nu știm ce se întâmplă. Cred că managementul costurilor este cea mai importantă provocare și toate lucrurile pe care le comunicăm, până la urmă, și digitalizarea sau discuția asta despre cum se cheamă, despre toate soluțiile acestea tehnologice, sunt practic niște instrumente. Ele nu sunt scopuri în sine, adică noi nu vrem să facem digitaliza. Sunt niște instrumente, cred că în primul rând să poți să-ți gestionezi o cheltuiel. Dăm podcastul ăsta de sărbătorile de la final de an de 2022. Ne bucurăm deja cu oarecare recul de adoptarea sau de acceptanța dată de Bruxelles a Planului Național Strategic pentru implementarea viitoarei politici agricole comune 2023-2027 în România. Ce nu apare sau ar trebui să apare diferit în acest document, din opinia ta? Am fost implicat destul de mult în consultările cu mediul asociativ din, și pe mandatul ministrului Chesnoiu și pe mandatul ministrului Daia. Ce îmi doresc și ce cred că ar trebui făcut ține mai degrabă de modul de implementare. Adică, uh -huh. din momentul. PNSU ul e un document care sigur în orice moment puteai spune că putea fi făcut mai bine. Depinde și pentru cine. De exemplu, au fost acolo tot felul de discuții că nu sunt sprijiniți suficient fermierii mici și mijlocii. Alții care ziceau că din potrivă, fermierii mari care deja au investit și care sunt, ar trebui să fie sprijiniți, nu sunt sprijiniți. Un document de genul ăsta, nu, cu un document de genul ăsta niciodată nu vei putea mulțumi pe toată lumea. Și nu vei putea niciodată acoperi exhaustiv toate uh, mizele de dezvoltare din sectorul agroalimentar și de dezvoltare rurală, pentru că, iarăși, și foarte important. ul nu se referă doar la agricultură. Corect. Asta e foarte important. În și pilonul nu 2 să este cremă. și dezvoltarea rurală, corect. Foarte important. non-agricole. Dacă vrem ca români din diaspora să vină înapoi în satul natal și să-și deschidă o seră acolo, sau, mă rog, un solar acolo, trebuie să aibă și brutărie, și frizerie, și. Spălătorii auto și internet și așa mai departe. Prin urmare, nu este doar despre agricultură. Evident că agricultura are majoritatea. Cred că, din momentul acesta, noi trebuie să ne uităm foarte mult pe ceea ce se cheamă legislația subsecventă și pe cum vor arăta ghidurile din pilonul 2, foarte important. Practic, Acestea vor face diferența între succes și eșec. Banii sunt mai puțin la investiții în pilonul 2. Sigur, cofinanțarea e mai mare pentru fermier. La subvenții sunt și acolo niște simplificări, au apărut ecoschemele în schimb. Cred că din momentul ăsta miza principală sau ceea ce ar trebui să scriem noi de data asta ca poveste de succes, pentru că trebuie să recunoaștem că PNS-ul așa cum e el acum nu este doar... Și nu o spun într-un sens negativ, o spun într-un sens constructiv. Nu e doar creația României. Este clar că și Comisia a avut niște lucruri pe care oficial sau neoficial le-a susținut să fie implementate acolo, unele chestii pe care să fie modificate și până la urmă e normal. Adică e, e, e rezultatul unei munci de echipă și o spun fără nicio notă de ironie. Este evident că un asemenea proiect este, se bazează pe o logică al numerelor mari care nu poate, nici, nici, măcar nu definește totul acolo. Cred că avem un cadru rezonabil de bun. De aici încolo, în schimb, va conta tactic cum definim fiecare pas și cum îl, cum îl vom face să fie mai bine decât a fost până acum. Ghiduri mai clare, posibilitatea ca banii aceștia să meargă în niște zone unde este neapărată nevoie și birocratie unde ajută la dezvoltare, Birocrație mai puțină, evident. Deși eu cred că birocrația, adică în România problema nu e atât că eu eu, eu, nu, eu nu văd discuția asta de, despre birocratie, pentru că avem APIA și AFIR, care sunt două organizații raportate la nivelul de performanță administrativă al României top. Au și cel mai mare succes la absorpție. Da, lumea tot e nemulțumită că în cazuri punctuale sau eu, eu aș încerca mai degrabă să discut despre ce putem face noi. Adică ne putem propune să avem niște proiecte tip în care să pierdem cât mai puțin timp cu cu birocratia. De asemenea o greșeală istorică a României care, pentru care Reproșez sau pe care o reproșez până la urmă și de incidenților politici dar și aparatului administrativ din România A fost că pe tot parcursul calității noastre de membru în Uniunea Europeană chiar dinainte de 20 și din perioada de preaderare. Am încercat ca să nu avem noi bătăi de cap să adoptăm cea mai dură legislație europeană sau, mă rog, cele mai restrictive practici în anumite zone. Amintiți-vă discuția cu practicile, cu clauzele abuzive. abuzive, și cu, din proiectele europene. Comisia când a zis, a, vreți voi să fiți atât de dur să vi puneți pe oameni în cap? Perfect. Adică era evident că nu ne -a... Dar a ținut de noi să definim mai ușor zona aceasta de ANSVSA, de siguranța alimentelor. Păi mergeți în orice, nu mai departe, în Grecia. Păi dacă, dacă s-ar adopta în Grecia sau s-ar aplica în Grecia legislația din punct de vedere sanitar veterinar din România, păi s-ar închide toate tavernele, din toate insulele, din tot litoralul grecesc. Ar veni grecii la noi. Nu, e, 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 o, e o afirmație 100% adevărată și responsabilă, că nu e un mișto. Uh, Zime -mi așa, care este principalul avantaj competitiv al României acum, la nivel regional, global, cum, 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 crezi, și care sunt oportunitățile pe următorii 5 ani de dezvoltarea noastră, pe termen scurt și mediu? Și pentru sectorul agricol și pentru sectorul alimentar, cred că oportunitățile actuale și oportunitățile pe termen mediu sunt constituite în marea lor majoritate Că chiar nu vreau să vorbesc din nou de oportunitățile exportului de cereale. Există e o porțiune importantă, sunt câteva sute de milioane se întâmplă. de se întâmplă, se va întâmpla și e foarte bine. Ajută și la balanța valutară și la deficitul de cont valutar, ajută și fermierii în primul rând îi capitalizează, e ok. Traderii discuția e ok. Miza României în acest moment este să folosească la maxim posibilitatea de a acoperi cererea internă și de a dezvolta această cerere în ceea ce privește produsele agroalimentare. În momentul acesta, pe medie, deficitul de balanță comercială pe produse agroalimentare în România este de undeva medie multianuală, nu știu, un miliard, un miliard și jumătate de euro. Gândiți-vă ce ar însemna să fim doar la zero, adică la deficit zero, nu un excedent. Înseamnă că, practic, un miliard de euro care banii ăștia în momentul ăsta pleacă în afara țării pentru că se duc cu românii sau românii. Economia românească plătește produse de comerț intracomunitar sau import. Banii ăștia se duc în afara țării, pur și simplu, rămâne în țară eventual TVA dacă se plătește și câteva taxe atașate de co costul principal al produsului respectiv. În rest banii respectivi o un miliard de euro ar însemna o mie de euro sau peste 1000 mie de euro pentru fiecare beneficiar iată, de apia în fiecare iată, an. Iată ce ar însemna. Nu mai zic ce s-ar întâmpla dacă am ajunge pe excedent. Miza noastră și asta este oportunitatea României în sectorul alimentar. Să reușească să recucerească piața internă. Zine așa un SWOT, o analiză critică a fermierului român. pune la radiografie cu puncte tari și puncte slabe. Să știi că și aici e o problemă pentru că sunt foarte multe categorii de fermieri. Dacă e să vorbim de. și na, nu, nu e doar împărțire de vârstă. Cunosc fermieri la 60 de ani care sunt complet digitalizați, adică folosesc instrumentele astea mai bine chiar decât mine, uneori. Și sunt fermieri la 30 de ani care nu înțeleg. Sigur, eu acum nu neapărat că discut de excepții. Vreau să spun doar că sunt multe categorii de fermieri. Cred că ce lipsește. Ce lipsește acestei clase a fermierilor români, în termen de analiză SWOT, punctul slab este că nu au reușit să stabilească la nivel macro un, un mic numitor, un cel mai mic numitor comun. Între fermierul mare și fermierul mic. Fermierul din vegetal și fermierul din zootehnică. Să zic, că, pentru că și în Franța, când ne uităm toți, domnule, ce bine e că fermierii din Franța protestează, sau cei din Belgia sau cei din Olanda, am văzut acum să știți că nici acolo nu cred că există o armonie foarte mare. Adică, până la urmă, fermierii sunt concurenți. Nu? Dar se coagulează pe un interes Dar comun. Stabil, stabil, Și asta vine din practica aceea contractului social. Sigur, e un apanaj al țărilor vestice mai degrabă. România n-a avut, nici măcar în perioada interbelică sau înainte de primul război mondial, n-a avut foarte mult cultura asta a contractului social, al, al unei... Asocieri pe bază de interese. Noi trebuie să rostim cuvântul interes, că e interes legitim, trebuie să rostim cu toată gura, cu gura deschisă, cu gura plină. Fermierii au interese și trebuie să și le apere. Apere, în primul rând, trebuie să și le exprime, să le enunțe și apoi să le apere, evident. Și asta zic. Punctul slab este că nu există această coagulare pe cel mai mic numitor comun. Punctele tari țin de în faptul, faptul că, totuși, Chiar și eu credeam, domnule, în agricultura românească totuși nu sunt atât de multe falimente, nu sunt atât de multe insolvențe. adică fermierul român găsește întotdeauna o soluție și merge mai departe. E foarte rezilient. Da, 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 da. da. Și nu e doar că, domnule, fermierul se mai aud folclorul ăsta. Domnule, fermierul se plânge și de fapt el o duce foarte bine. Nu o duce foarte bine, nu toată lumea o duce foarte bine și nu tot timpul. Iar că se plânge e foarte, e foarte bine. Fiecare trebuie să apere dreptul și interesul lui. Și eu când îmi apăr interesul meu, evident că mă plâng. Sau dacă e ceva ce vreau să... Asta ca să merg în zona de SWOT, puncte tari, puncte, puncte slad. Oportunitățile și riscurile țin în primul rând de piața în care ne aflăm. Dacă vom ști să recucerim piața internă, dacă vom ști să zootehnic, practic, să ducem, sectorul vegetal trebuie să trăiască în urma celui din zootehnie, dincolo de export. Sectorul vegetal trebuie să, în momentul în care vei avea, vei reuși să-ți acoperi deficitul sau consumul de carne, de porc, Vac, vită, pui, la pui stăm bine, oaie și așa mai departe, din producția internă, atunci vă asigur că și prețurile cerealelor în România vor fi foarte bune. Ești la intersecția sectorului, cum vezi problematica resursei umane în agricultură? Se găsesc oameni destui și în. Păi nu, aici, aici uite, îți propun. Aș vrea să te întreb eu pe tine, adică acum să-mi să știi cum e să uh, pun stăpânire pe interviu și să de data asta să, să, să vin eu în poziția mea clasică, să zic așa, să te întreb pe tine cum vezi tu chestia. Că e, e foarte puțin important cum văd eu. Eu, până la urmă, sunt un. Un, sunt și eu un end user al uh, ecosistemului ăsta agricol, chestia profesională, cum o vezi zona asta, mai degrabă mă interesează cum o vezi tu și cred că publicul ar fi mai interesat de insight-ul tău decât de al meu pe zona asta. Uh, da, o întrebare foarte bună, eu lucrez asta în fiecare zi, că nu sunt în studioul Agrointeligența, sunt la muncă cu Resursa Umană din Agricultură. Avem o mare problemă de inserție profesională a tinerilor pe, pe piața muncii pentru că filierele de formare profesională tehnică superioară medii nu sunt sincronizate cu piața muncii și noi am făcut un studiu. De ce nu este sincronizată cu piața muncii formarea profesională, educația noastră universitară sau din licee și am ajuns la concluzia că este vorba despre cum își primesc aceste Unități de învățământ bugetul ei sunt bugetați la nivelul de număr de înscriși în anul 1 și în anul 2. La ar trebui count, să... cum ar la la număr. Ei ar trebui să își primească bugetul la numărul de inserați profesional pe piața muncii. Bine, asta e revoluție putii. în România, Auditați independenți, așa cum tu militezi pentru o audiență auditată independentă, așa și noi, pentru instituiții. La, la noi are cine să o auditeze, adică e simplu. Aici ar fi căi, dar da, nu da, se dorește, și din cauza asta suntem, da. suntem atât de blocați în materii greșite, în uh -huh. stagii de practică care nu sunt sistemice. Dacă sistemul ăsta ar funcționa în termen de performanță economică, te întreb așa la macro, cam cu cât ar fi. Ar performa mai bine sistem sectorul ăsta agro și în zona de producție și în zona de produse și servicii față de cei în prezent? În primul rând am economisit foarte mulți bani într-un simulacru de educație care da. nu duce... Deci tot de management al cheltuielilor. Ar fi o, o, o cheltuială Facem mare, economie, mare în minus. În al doilea rând... Nu, da, dar zic strict pentru sector adică ar, duce o, ar ar performanța ar crește cu 25 cu 50%. Noi considerăm că, că a toate aceste carențe din domeniul resurselor umane, lipsa de experiență, de abilități de management, este la ora actuală principalul obstacol în care a Prage în jos, nu? În care a competitivității României și agriculturii românești. Eu cred că am putea să dublăm a, intensitatea. Deci e vorba de o 100% e, e, plus. E 100% în plus, da, pentru că a, și ne, am, am și lupta de care o zic eu să recucerim piața internă ar fi mult mai ușor de sau mult mai nu, nu e ușor oricum, dar am avea o adică mai îți avem o viteză în plus. Îți nu? demonstrez cum. Firmele românești care sunt bine conduse și au manageri competenți sunt foarte bune pe piața locală și au foarte multe cuceriri și nu au nimic de demonstrat. Deci avem exemple de povești de Foarte multe exemple, până? și de integratori și da, de procesatori da. specializați. Și noi ca uh, și consumatori simțim diferența în produs când firma e bine condusă și bine planificată și bine organizată. Da, asta ar fi. Asta ar fi. Și după aceea, de aici, de la inserția profesională utilă a tinerilor, pentru că cei în vârstă știi, se duc mai aproape de pensie în fiecare an, de aici vine cheia succesului pentru a redinamiza mâna de lucru în sectorul nostru. Și aici interveniți voi. Care e miza ta personală? Personală întreb din punct de vedere a ta ca cum se ca profesionist, unde interveniți voi pe această filieră a dublării calității uh, resurse umane care există, apropo de ce ce știu, că am putea crește cu 100%? Vlad, chiar dacă misiunea noastră de credință de a ajuta resursa umană din sectorul agroalimentar sună foarte ong nu suntem. Suntem. Nu, nu, business. nu. Dacă ajută cu ceva, pot să garantez Adică nu că pot să. <laughs> pot să spun și eu că ești un antreprenor. Uh, cu care nu, nici măcar nu se ne discută sau negocează foarte comod, în sensul că lucrurile sunt discutate cât se poate de profesionist și de win-win. E un business, businessul nostru este propulsat de această carență a pieții muncii, de raritatea talentelor. Suntem aici ca să lărgim breșa, nu putem să facem. Totul pentru că sunt anumite lucruri sistemice de politici de educație și așa mai departe de piața muncii pe care noi nu, nu le putem. Dar controla. Dar vreți să fiți undeva așa în the middle of. Dar cei care fac apel vie. la noi la metodologie noastră văd diferența. De mm. exemplu noi am renunțat să mai facem traininguri de o zi sau de două zile. Nu mai vrem să mai vorbim de training. În training stăm acasă la televizor am și înțeles. vrem o bere. Vorbim de formare profesională și perfecționare pe termen lung. Dacă o firmă și aduce forța în într-o inițiativă de a noastră, nu stă o zi, două, stă șase luni, stă trei luni și acolo avem șansa să modificăm comportamente, să creștem competitivitatea, să conștientizăm. Ceea ce e oarecum atipic pentru, să zicem, acum simplific eu un pic lucrurile, pentru o firmă ca, adică pentru ce e obișnuită lumea, o, un, un furnizor de servicii în zona asta. Știu? Da, da, uh, am. training. Uh, două zile ne simtem bine în training și, și, nu, rămânem cu nimic. nu rămânem cu nimic. Și vreau să spun că... Dar rămânem cu niște bănuți. Da, bine, dar nu ne consolează nici pe noi, nici pe cei care, care practică acest gen de prestații, pentru că... Da, e pregătit, e pregătit agribusiness-ul pentru zona... Pentru... Facem asta de 2 ani de zile. Pandemia ne-a învățat să aducem și zona hibridă. Sigur, sigur. În, în e, formare. e un lucru bun. Poate singurul lucru bun al perioadei astea nebune. Nu-l vedeam, dar vreau să spun că primii, primii care ne-au dat încrederea lor au fost antreprenorii români Aha. Uh, și cu Aha. ei am testat, cu ei am elaborat sistemul și acum bineînțeles avem și clienții. Și chiar în avem acolo. în Agribusiness, avem niște antreprenori români pe toate la toate nivelele foarte alături de cei uh, uh, mă rog, Multinaționali, eu consider că acolo unde îți plătești taxele și impozitele, acolo ai și ești român dacă îți plătești taxe și impozite în România, restul, Principala ce competiție. de unde ai CNP-ul e mai puțin important. Principala competiția a antreprenorului român, în opinia mea, este el însuși. Această marotă că multinaționalele vin și ne fac, nu. Antreprenorul român este foarte vivace, este foarte intuitiv, însă este mai puțin organizat decât firmele care vin și aduc o franciză sau un model de organizare Sigur, de afară. Da, aici mă văd și eu exact la fel. Am un breaking news, am și lucrat în multinaționale și și lucrez cu multe multinaționale. Spiritul românesc este și acolo prezent, în sensul că românul este știe să fie herupist când arde. Și rezolvăm multe situații care îi lasă paf pe cei din afară, deci efectiv frații sau colegii da, din afară se nu uită... Da, e o altă cultură, nu sunt obișnuiți. Nu sunt obișnuiți cu asta, se întâmple peste noapte minunea. E și... mai degrabă sistemul american într-un fel, dacă e să... Da, noi suntem, noi suntem cumva în estul Europei, dar suntem în vestul tu... lumii occidentale exact. ca și mentalitate. Pe de altă parte, revenind la antreprenorul român, o chestie foarte interesantă, este e agil, vede oportunitatea, unde nu are răbdare este la implementarea strategiei. Sunt foarte multe oportunități după care aleargă, mulți iepuri după care aleargă în paralel și uneori ratează esențialul din cauza că e angajat pe prea multe fronturi. Vreau să revin la ultimele două întrebări. Te rog. Nu știu dacă îți ridic mingea la fileu, dar vreau să te întreb ce nu merge bine acum în agricultura românească. Rămâne în continuare, din punctul meu nu o să vorbesc de agricultură în general, pentru că ar însemna să iarăși, să discut de niște chestiuni punctuale, niște cazuri care au și puncte comune, dar au și e, puncte, să zicem, autonome, care se petrec într-un anumit fel, într-un anumit loc agricultura românească, în primul rând, dacă e să zic ce nu merge bine, este că nu s-a găsit o formulă eficientă prin care să reușim să dublăm capitalizarea care există în momentul ăsta în agricultură. Apropo de obiectiv 100%, cum ai zis tu, să creștem cu 100% eficiența, performanța HR-ului în agricultură sau în domeniu în, în zona asta, n-am găsit nicio formulă să injectăm mai mulți bani aici. Nu avem bani pe măsura potențialului asta, spui. Da, da. Și asta la un moment dat, adică de la un moment încolo e o chestiune de bani. Adică oricât ai încercat să o joci din. Adică, știi cum e? Pe, ca la fotbal. Poți să fii Maradona, îți mai iese un dribling, două, dacă în joci cu Germania e complicat să faci dribling de fiecare dată cu fiecare jucător, că Na, echipă, vine panțărul și te-a liniștit. Adică e... ne lipsește asta și iar și, și o lipsă de forță până la urmă, de la un moment încolo, banul, carburantul, nu, nu, mai, nu se mai mișcă pistoanele sau orice bă, intemperie ți-a stricat toată jucăria și nu e ok Dacă vorbesc de agribusiness, suntem, riscăm să ne ducem într-o, apropo de nu că ce nu merge, aș zice mai degrabă un mic risc Digitalizarea, informatizarea, cum vrei să nu este un scop Observ deja o supraexpunere în zona asta. Domnule, digitalizăm chiar și în zona de comunicații. Adică e o insistență. Nu, e, e un exces care. Și, și pericolul pentru că noi suntem o companie în zona media care a mizat totul pe digitalizare. Adică noi am mizat pe online, noi am renunțat la print, noi am mizat pe online, noi am mizat pe transmisiile în direct din câmp, am mizat pe zona de conținut video distribuit digital. Adică noi suntem o companie digitală. 100%. TV-ul este, până la urmă, are o componentă importantă și acesta de digital, pentru că producțiile de la TV oricum sunt văzute și în digital. Riscul este să, să zici, am făcut strategia asta pe digital, ea nu funcționează, dar nu funcționează pentru că digitalul e prost. Ci func nu funcționează pentru că ai încercat să duci într-o zonă de asta de exces și digitalul ăsta nu poate să-l facă oricine, oricum. Adică dacă faci o campanie cu sponsorizări pe Facebook de publicitate și te zici că ai rici un milion, au văzut oamenii, un milion de oameni clipul tău, dacă are sponsorizare, nu știu din ce național, și după aia te miri că n-ai uh, uh, vânzări. vânzări, nu, nu așa Noi, de exemplu, în agrointeligența, 99,99% ,99 din audiența și din riciul nostru este obținut organic. 0,0001% este că pe niște chestiuni punctuale încercăm să facem o targetare pe regiuni. Dar repet, e un caz din 1000. Dar în rest, audiența noastră, că vorbim de site, că vorbim de social media, că vorbim de newsletter, 100% este organic. Și digitalul ăsta e o, o dihanie greu de, adică nu e și foarte important asta revine la chestia Și digitalul este un mijloc, nu e, nu e un scop în sine. Eu folosesc digitalul, să zicem, în activitatea mea de antreprenor pentru că în felul ăsta ajung cel mai ușor la fermier. Dar asta e complicat, Îți trebuie să ai credibilitate, să ai story, să ai, adică nu e că doar ai, ai plătit și ai ajuns la uh, clientul tău, că să zicem companiile au interes, îl văd pe fermier ca client și așa e normal. Eu îl văd ca, să zicem, public. E, situația e mult mai complicată și, mult mai, și e bine așa, pentru că evident îmi permite mie să, cum să spun eu, să gestionez această comunicare cu fermieri în modul cel mai eficient. Dincolo de asta, ce se va întâmpla pe lanțul de distribuție, Acum venim în the real, în offline. E o zonă de incertitudine pe care eu nu o văd în momentul ăsta, Nu-mi dau seama ce se va întâmpla aici. Poate lucrurile vor mai merge așa, poate va fi un bubble care se va sparge la un moment dat. Și ultima întrebare. Nu e teaser, nu e provocare, este o întrebare pe care o pun tuturor invitațiilor aici mâine ești ministrul agriculturii în România, care sunt primele trei lucruri pe care le faci? Da. Din păcate pentru tine nu voi fi ministrul agriculturii pentru că am anunțat și asta iarăși o parte de folclor. Nu mă interesează cariera politică. Dacă aș fi vrut să fiu politician, mi alegeam un alt moment. Când nu e nimic ce... dacă nu vrei, noi oricum te votăm, e ok. Mulțumesc, dar nu mulțumesc, nu. Cred că în momentul acesta, cea mai importantă provocare pentru ministrul agriculturii, pe care eu aș lua-o în Așa să zic, este că, într-adevăr, aș încerca să schimb structura de organizare a Ministerului Agriculturii. Wow! Aș încerca să fac ministerul pe croit și ministerul și instituțiile din subordine. Sigur, apia, afir nu poți schimba că e legislație europeană, dar rest, să faci pe nevoile fermierului, adică să le faci pe nevoile agribusinessului. Să le faci pe nevoile, uite, formării profesionale, adică văd un, hai, poate nu secretar de stat, dar văd un subsecretar de stat cu un direct, cu direct, adică dacă tot vorbim în formula asta de administrație centrală românească, care se ocupe de zona asta, de formare profesională Direcțiile agricole, tată, chiar să dea consultanță fermierilor lor. adică nu știu am înțeles că în fiecare direcție agricolă sunt câțiva oameni de la 5 la 7, plătiți, nu știu, poate costă 100.000 de euro pe an în fiecare direcție agricolă, care se ocupă de consultanța cu fermierii, mă rog, de. E sublimă. În momentul, Dar în momentul ăla, adică nu știu, n-am văzut mii de proiecte sau zeci de mii de proiecte depuse de fermieri români, chiar să Și mai e o chestie. Cred că nici... Și cred că nici fermierii. De fapt, asta acum vorbim, de asta, asta explicați. Cred că nimeni nu îi prim, nu primește pe oamenii aceia să vină să le dea consultanță, adică au și ei miros pericolul. Adică trebuie să știi și pe ce munte lași. Deci, a, asta apropo tot de calitatea, adică știm totuși pe ce sinecuri politice ar să ajung. Nu spun, poate majoritatea sunt ok, dar sunt și une, unele personaje care deci aș, m-aș lupta un an de zile după care mi-aș da demisia să schimb organizarea Ministerului Agriculturii. Bun, mulțumesc că ai ce a, a încheiat uh, intervenția cu pentru resursa da. umană competentă și profesionistă. Totdeauna când îmi zice cineva că s-a încheiat ceva, nu știu, o emisiune, un proiect, așa, și îmi aduc aminte de faza aia din Zorba Grecu, de final. știi, când le se prăbușește mina și tot, și zice Zorba, domnule, într-adevăr e un dezastru, dar ce dezastru extraordinar și după aia se apucă să danseze, știi, și se încheie filmul, știi. Sărbători fericite, Vlad! Doamne, ajută și celor care ne privesc, și ție, echipei tale, familiei. Și mulțumesc pentru parteneriatul pe care l-am avut și ești un partener de discuții în primul rând. Îți apreciez interacțiunea și mă simt onorat că discutăm. Asemenea viziunea ta mă, mă ghidează în agribusiness la mulți ani. Doamne aștept la mulți ani și vouă.